Bună ziua și bine ați venit pe această cale aici la NAI. O să discutăm despre o temă aproape veșnică de vreo 3 decenii, respectiv reforma pensiilor. Concentrându-ne pe un aspect care acum este cuprins cumva în acel document care se numește PNRR și care este de fapt un plan de cică reconstrucție de după criza pandemiei, mă rog, în care este un capitol care se referă la reforma sistemului de pensii. Ce anume știm concret noi în momentul de față despre acest plan și despre, mă rog, despre planurile de viitor? Într-adevăr, în Planul Național pentru Reformă și Reziliență, PNRR, e pusă reforma pensii. De altfel, nu numai în planul românesc, ci în alte planuri, de exemplu, Italia, Germania, Spania și așa mai departe. Sunt patru chestiuni care merită a fi subliniate în ceea ce privește reforma pensiilor din PNRR. Unul e locul unde e plasat în cuprinsul PNRR-ului. Al doilea e formula de calcul, unde sunt discuții substanțiale. Trei e creșterea vârstei de pensionare și patru este pilonul 2. Aceste patru chestiuni sunt fundamentale. În ceea ce privește plasarea în PNRR, aici sunt trei observații de făcut. Odată, inadecvarea plasării. El e pus la capitolul reformă fiscală, reforma pensiilor, deci e lezat de sustenabilitatea fiscală. E oarecum o logică inversă. Adică, în loc să decizi, pentru că pensia e o chestiune socială, societatea decide să dea o parte din venitul pe care îl obține unor oameni care nu mai muncesc. E o chestiune de solidaritate, de nivel de solidaritate. Ori în momentul în care logica normală ar fi să decizi asupra nivelului de solidaritate, adică cât de decente să fie pensiile, și după aceea cu alte instrumente să faci consolidarea fiscală, sustenabilitatea financiară. Ori PNRR-ul face lucrurile pe dos, într-o logică inversă. Adică pornește de la ipoteza că pensiile sunt principalul instrument cu care realizezi sustenabilitatea financiară. Al doilea lucru e legat de raportul între rigiditate și flexibilitate. În general, există un merit să pui un număr fix, cum e aici, 9,4, pentru că stai să precizăm, acest 9,4 este procentul? E procentul care se împarte din venitul național, de fapt, în PIB, către pensionari, maxim. Deci e anvelopa maximă. Acest 9,4 e un indicator rigid, nemai vorbind că în PNRR e trecut până în 2070, adică noi decidem ce se va întâmpla peste 50 de ani. Acum. Ei, acest indicator rigid are un merit că e clar, dar în rest e dăunător. Pentru că omoară flexibilitatea pe care o are orice guvern care va veni de acum încolo asupra politicilor economice și sociale. E nevoie de o flexibilitate pentru că lucrurile se schimbă. Inclusiv societatea poate deveni mai solidară. Cine știe? Și poate oamenii vor decide dăm mai mult pensionare. Și va fi o efuziune de solidaritate la nivelul societății. Ei, deocamdată nu se arată o astfel de direcție. După cum arată lucrurile acum, șansa e mică, dar nu e bine să pui cifre rigide. De exemplu, chiar cum a pus Germania cu frâna fiscală, pe care acum e o mare discuție și în Germania, și pe de altă parte o să o ocolească, pentru că n-au ce să fac, chiar dacă o țin format. Al treilea lucru e, după părerea mea, o chestie care zice chiar de constituționalitate, adică de tratat. În tratate, problema socială e o problemă de prerogativă națională, adică Uniunea Europeană intervine numai tangențial, cu politici de flanc, adică nu cu politici care sunt decise la Bruxelles. Ori punerea reformei pensiilor dacă ar fi pus în mod normal la
echitate socială, la coeziune socială, atunci Bruxelles nu avea motiv să îi impună 9,4 sau să fie scris în PNR 9,4. Fiind pusă la consolidare fiscală, la sustenabilitate financiară, apare acest 9,4. Pentru că devine o formă de a face sustenabilitate fiscală. Adică pensiile sunt sacrificate pentru sustenabilitatea financiară. Aici aș face doar o paranteză, că în discursul public și nu numai cel oficial, într-adevăr, da, ca și cum problema pensiilor nu ar avea o principală latură socială, este discutată numai, exclusiv în termeni fiscali, și așa este percepută, de fapt, dar nu de acum, asta nu are legătură cu PNR-ul, ci de decenii întregi, a spune. Când și unde am deviat în această direcție? Hei, asta e o deviere care s-a făcut de mult, acum zeci de ani. Noi vorbim cu mare entuziasm de faptul că vom intra în OECD. Ei, OECD-ul e un laborator de idei, dincolo de partea de formală, politici formale. Și aceste idei au fost zămislite în aceste laboratoare, încă cu zeci de ani în urmă. Ele pornesc, din punctul meu de vedere, de la o ipoteză greșită. Și anume că, oarecum paradoxal, că îmbunătățirea vieții, deci prelungirea speranței de viață, e de fapt un lucru bun, dar care produce un efect rău. Că nu o să mai fie bani să plătești pensionar. Por toată istoria omenirii, sau cel puțin ultimii 200 de ani, arată că din ce în ce mai puțin lucrători lucrau pentru ca să întrețină din ce în ce mai mulți pensionari. Nu e niciun motiv ca în următorii 100 de ani lucrul ăsta să se schimbe. Adică e o ipoteză apocaliptică că productivitatea va scădea. Și eu am avut o discuție acum câțiva ani cu oficiali de la Comisia Uniunii Europene. Head of units, șef de unitate. Am participat acolo la niște întâlniri la Bruxelles și la un moment dat s-a discutat despre reforma pensiilor. Și eu am pus această întrebare. De ce vă e teamă că vor deveni nesustenabili? Adică, care e ipoteza de lucru? Și ei mi-au zis, ipoteza de lucru că la o anumită productivitate, la un moment dat, nu se vor mai putea plăti pensiile de către lucrătorii aflați în activitate. Și eu i-am spus, dar de unde ați luat ipoteza asta a productivității? Și ei mi-au răspuns de la OECD. Și următoarea întrebare a mea a fost, dar dacă schimbăm ipoteza asta, mai suntem în panică asta? Și ei mi-au răspuns, sigur, oarecum informal, că, sigur, că dacă schimbăm ipoteza privind productivitatea, această apocalipsă care e o combinație de fiscalitate și demografie, că suntem din ce în ce mai puțini care lucrăm și din ce în ce mai mulți care suntem la pensie și se produce o catastrofă. Catastrofă fiscală-demografică. Ori asta este o cometă care nu vine, nu e ca cea care din faimosul film. O cometă care vine și nu o vedem. Aici e o cometă care nu vine și noi am inventat-o că vine. Adică nu noi neapărat. Am înțeles, dar, mă rog, discursul public rămâne discurs public. Noi în continuare auzim de decenii întregi, cum spuneți, despre această apocalipsă, că nu sunt fonduri pentru pensii, că societatea nu mai suportă așa în continuare. Și în acest sens au și luat măsuri, am atins vag problema creșterii vârstei de pensionare, a crescut și la noi și acum urmează un nou pas prezentat, nu știu, foarte, chiar într-un, nu știu, într-un ton foarte optimist, cu creșterea vârstei de pensionare la 70 de ani, dar evident numai opțional. Chestia asta se va întâmpla în scurt timp. Explicațiile date de guvernanți și de parlamentari sunt, mă rog, cam pe același calapod.
Cum că da, speranța de viață a crescut, oamenii sunt mai sănătoși și mai dornici să își continue activitatea. Dumneavoastră, ce credeți despre această măsură? Măsura aceasta face parte din complexul de măsuri care se iau ca să se subțieze în general pensii. În lumea financiară, de exemplu, se spune că pensiile, de fapt, au fost un accident socialist al secolului 20. Dar nu așa este. Da, vorbesc de pensiile publice. Adevărul e că și Bismarck, de la el vin, Da, de a la făcut-o el. asta la presiunea socialiștilor. Chiar și Bismarck a făcut treaba asta la presiunea socialiștilor. Deci e o chestie, până la urmă, de ideologie. Adică se consideră e această concentrare, care nu-i numai la noi, peste tot în lume, asupra competitivității. Competitivitatea bate tot. Și această competitivitate, sigur că îi scoate pe pensionari din joc. Pensionarii nu mai sunt competitivi. Iar solidaritatea este în defensivă, ca să nu spun în retragere. Și asta nu numai la noi. Faptul că bugetul Uniunii Europene, deși noi primim acum bani de acolo, banii ăștia sunt împrumutați, nu sunt niște bani care vin din taxarea progresivă la nivelul Uniunii Europene. Deci povestea asta cu ridicarea pensii, ridicarea vârstei de pensionare, iarăși nu e numai o chestie românească. Mai interesant că aici în PNRR e falsă această opțiune pe care e pusă, că e voluntară. E voluntar obligatorie. Pentru că în PNRR se prevăd două tipuri de stimulente, de fapt de distimulente și stimulente. Se prevăd a se introduce stimulente pentru a ieși mai târziu la pensie și să fie descurajate pensionările anticipate. Asta ce înseamnă? Că dacă tu ieși la pensie normal, să zicem la vârsta de 65 de ani, acum femeile mai devreme evoluează și la femei, vei avea o pensie indecentă, spun eu, de mică sau mică. Și atunci, chiar dacă tu ai opțiunea asta pentru 70 de ani, nu mai e voluntară. Ca să ai o pensie ca lumea, trebuie să ieși la 70 sau cel puțin în viitor. Pentru că așa e în Suedia, de exemplu. Pentru prima dată s-a introdus în Suedia, cred că în 2001, poate mă înșel, nu contează data, inclusiv cu acest sistem cu punctaje, cu contributiv. E un model suedez, acolo s-a exersat una din țările în care s-a exersat pentru prima dată. Și acolo e foarte greu să ieși la pensie. Nivelul de pensionare e foarte sus, dar tot așa nu te obligă, te obligă doar, există și o vârstă minimă, dar te obligă de fapt să ieși mai târziu, pentru că dacă ieși mai devreme, ieși cu pensie foarte mare. Mă rog, pensiile din Suedia sunt relativ mari, dar chiar și acolo sunt probleme. Și una din marile probleme, și a fost o discuție anul trecut, din câte știu, e legată în special de femeile single, sau care au rămas single, care în general au muncit mai puțin, au mai puțin ani de cotizare și dacă au ieșit la pensie la o vârstă normală, adică acea vârstă pilot și n-au stat mai mult, neprimând bonificația pentru că au stat mai mult, au pensiile foarte mici, chiar și pentru suie. Și a doua este descurajarea pensiei anticipate. Deci, practic, acest nivel de 70 de ani, deși e trecut voluntar, doar cine vrea, devine practic obligatoriu prin constrângerea care se creează privind, hai să zic, decența pensiei. Dincolo de stimulente, la noi până și chestia asta se întâmplă puțin invers, în sensul că tot pe un fond de discurs public foarte ostil sectorului public, s-a ajuns la măsura de a interzice acel cumul al pensiilor cu salariile de la stat. Nu este aceasta o măsură, nu știu, foarte evident discriminatorie? Da, categoric. Adică nu e niciun motiv să crezi că dacă după ce ai ieșit la pensie poți să muncești în continuare și vrei să muncești și există din partea ta o ofertă, din partea
piaței, în ghilimele, o cerere, în piață intră, în piața muncii intră și instituțiile publice, nu numai instituțiile, nu numai firmele private. Din moment ce orice organizație publică sau privată are nevoie de un om calificat care să aducă o plus valoare, îl angajează și evident că nu e nevoie de această discriminare. Problema e că la noi se fac multe abuzuri. Și atunci, sigur că sunt angajați oameni care ies la pensie și pe urmă primesc un fel de sinecură. Iar pe de altă parte există și o anumită categorie de oameni care pot să iasă la pensie foarte la vârstă de frate, 40 de ani, și se duc și muncesc în continuare. Asta nu e regulă, dar se poate reglementa. Dar în principiu nu văd niciun motiv să faci această discriminare. Adică dacă decizi că poate sau nu poate lucra, trebuie să iei pentru tot sectorul, și public și privat. Aici există o mare confuzie că sectorul public e parazit într-un fel și trăiește pe seama banilor produși de sectorul privat. E ca și cum un diplomat, de exemplu, nu produce nimic. Adică ieri sau alaltă, ministrul Aurescu a dat un interviu la CNN. Ăla are valoare sau nu are valoare? Eu zic că are. Și atunci ce faci? Pentru că asta e într-adevăr, nici nu pot să spun că e trist. E pur și simplu neprofesional din punct de vedere al abordării economice. Pentru că sunt mulți economiști care sunt acolo. Statul, funcția publică, stă pe seama banilor, taxelor care se produc în sectorul privat. Nemai zicând că firmele n-ar putea funcționa fără sectorul public. Adică ne putem imagina, nu mai vorbesc de justiție, de poliție, de reguli de circulație, de tot felul de reglementare. Uitați-vă ce se întâmplă acum pe piața de energie. Adică faptul că e prost reglementată e pentru că cineva nu și-a făcut datoria din niște instituții publice. Ori n-a produs plus valoarea necesară, dar dacă sunt plătiți tocmai ca să producă aceasta. Aș vrea însă să accentuez ceva legat de formula de calcul, că e foarte important, dacă se poate. Da. Formula de calcul e o mică istorie, pentru că e legat de acel 9,4. Pentru că multă lume în spațiu public zice, domnule, 9,4 e suficient, pentru că avem deja acum cam 8,4, nu se știe exact cu pensiile speciale și așa mai departe, dar hai să zicem că avem o marjă de 1 și e suficientă, nu trebuie să ne agităm, să ne înspăimântăm sau să intrăm în panică că există doar 9,4. E, formula aceasta de calcul care va dispare, de fapt, nu va dispare coeficientul de corecție, noua lege, care va înlocui legea 127/2019, legea Olguța Vasilescu. Ei, acest coeficient de corecție a fost introdus pe vremea guvernului Ponta, care probabil că a dorit să rezolve problema pensiilor foarte mici din România, care e o moștenire din anii 90-99, când România, cu inflație mare, mă rog, nu mai intru în detalii, pensiile au rămas foarte jos în raport cu salariile. Deci totul e relativ, pentru că acest 9,4 nu e o valoare absolută, e o valoare relativă. Ei, și probabil că guvernul Ponta n-a avut bani suficient ca să ridice toate pensiile, dar zis măcar pensiile viitoare să fie mai bune. Și a legat de salariul brut mediu pe economie. Și acest coeficient de corecție ține pensiile legate de creșterea salariilor, adică nu le lasă în. Ei, dar cu timpul, coeficienții de corecție s-au modificat. Și atunci s-a ajuns ca oameni cu același punctaj contributiv să aibă pensii foarte diferite. De exemplu, soția mea are 1,06. Iar acum sunt colegi de-ai mei care au la pensie, 1,41. Deci e o diferență foarte mare între 1,06 și 1,41. Ei, nemai zicând că în 2018, când PSD Dragnea a mutat
contribuția toată la angajat, da, exact. S-a schimbat salariul mediu brut. Adică s-a schimbat salariul brut, are altă semnificație. Ori aici, schimbându-se referința, s-a schimbat și acest coeficient de corecție, dar s-a schimbat în mod artificial. Actualii pensionari care ies după 2020 au un fel de, un soi de pensii speciale, în sensul că au un coeficient mai mare. E, legea 127 din 2019, în afară de acel faimos 40% din care trebuiau să crească la 1 septembrie 2021, prevedea egalizarea tuturor. Și egalizarea ei, atenție, se făcea la nivelul cel mai de sus. Adică egalizarea se făcea la nivelul celor care au acum 1,41. Ei, această egalizare la 1,41 presupune mult mai mult, sau în orice caz semnificativ mai mult, decât 9,4. Se duce spre 11-12% din PIB. Deci, practic, acest 9,4 nu permite egalizarea pensiilor la nivel de ce? Se permite egalizarea la un nivel de jos. Adică eliminarea coeficientului de corecție e posibil să se facă cu 1 să devină. Deci toate pensiile, vă imaginați că pensiile care au acum coeficient de corecție 1,4 vor scădea cu 40%. Probabil că nu se va întâmpla treaba asta. Ele vor fi menținute cele în plată și vor aștepta până vor fi ajunse de cele din urmă. Adică cei care au acum coeficient 1,4 probabil că nu vor avea ani de zile pensia îmbunătățită. Da, aș mai fi dorit să vă întreb ceva, tot cu, cumva legat de acest magic 9,4, dar în puțin alt context, respectiv da, la baza celor care contribuie la fondul de pensii, care a fost destul de drastic restrânsă, în sensul că sunt o grămadă de categorii exceptate de la această contribuție, nu știu, cea mai evidentă și frecventă practică fiind cea a dividendelor, adică oamenii care își realizează veniturile din dividende și astfel sunt scutiți de la contribuția la fondul de pensii. De ce s-a ajuns aici și cum s-a permis chestia asta în contextul în care noi ne plângem de zeci de ani că nu sunt suficienți bani și... Da, aici e o mare problemă și asta în timp s-a realizat, tot felul de facilități, derogări și așa mai departe. Aici e o chestie bună în PNRR, care vrea să elimine facilitățile și derogările. Păi, dat fiind că procentul e fix, chiar nu mai contează atât de mult, dar asta nu înseamnă că toată lumea va contribui. Da, noi avem o mare problemă, pentru că media, lumea e îngrijorată că raportul între lucrători și pensionari se va face 2-1 în 2050. Asta deci, vorbesc pe ansamblu, nu e. Noi nu avem această îngrijorare. Acum e 4-1. Noi nu avem această îngrijorare, că noi avem 1,1. Deci e cumplit, adică sunt 1,5 milioane de oameni care lucrează la negru, deci nu plătesc nimic, în afară de derogări și facilități. Asta ar fi și soluția de negociere, cum se spune acum, de optimizare, nu de renegociere a PNRR-ului, ca Guvernul României să vină cu o reformă fiscală care să permită sustenabilitatea fiscală, nu pe seama pensiei, ci prin eliminarea derogărilor, facilităților, chiar și impozit progresiv. Pentru că impozitul progresiv e un impozit care reprezintă regula în țările dezvoltate, occidentale. În general, cota unică e o cotă primitivă din punct de vedere economic, pentru că politica fiscală are nuanțele ei, adică nu faci numai reglajul brut politica fiscală. Îți permite să faci reglaje fine. Ori nouă ne lipsește complet acest butonul de reglaje fine. Dar nu e oprit, e închis, deschis. Și sigur, evaziunea fiscală foarte mare, cheful de TVA și multe alte. Deci nouă ne lipsesc foarte mulți bani la buget. România, exceptând Irlanda, care e un paradis fiscal tolerat în Uniunea Europeană, are cea mai mică parte, cele mai mici venituri bugetare.
15 puncte procentuale față de media UE și 10 puncte procentuale față de media țărilor din sud, inclusiv față de Bulgaria. Acolo e o rezervă teribilă, sunt 20 de miliarde de euro cel puțin pe an. Dacă am revenit la un regim fiscal normal. Din păcate, eu sunt poate printre puține economiști din România care cer treaba asta. Mai există o grupare de economiști care cere reducerea derogărilor, facilităților și, bineînțeles, îmbunătățirea colectării. Dar aproape nimeni nu... Aici, dacă vorbești de creșterea taxelor, devii nefrecventat. Adică chiar vă recomand să scoateți bucata. Aș mai dori să vorbim despre un subiect. Ca să mai pot să mă întâlnesc cu lumea pe stradă. Am înțeles. Voi fi în pericol să fiu arătat cu degetul. Uite, un personaj ciudat cere creșterea nivelului taxelor. Aș mai dori să vorbim puțin nu despre pilonul 2, că ăla este un subiect distinct, ci despre pilonul 1, care începe să fie perceput tot mai adesea și tot mai mult ca un fel de pilon 2, adică ca un fond care trebuie, nu știu, să fie administrat astfel încât să producă un profit și tot așa. Și da, în discursul public și în discursul politic apare tot mai des această idee, cum că la fondul public de pensii fiecare cotizează pe banii lui pe care și va primi cândva când o să aibă nevoie sau ajunge la vârsta respectivă. Eu cred că aici este pur și simplu, nu știu, o greșeală principială foarte mare, pentru că tocmai ce s-a pierdut pe drum fix principiul solidarității despre care ați vorbit dumneavoastră la început. Ei, aici, dincolo de pierderea principiului solidarității, e pierderea expertizei autonome, făcută cu onestitate intelectuală. Și asta e o mare pierdere. Adică? Și aici ne aflăm pe un tărâm care e puțin atractiv. Matematici financiare, matematica în general nu e foarte gustată, mai ales acum. Generația mea încă mai gusta. Iar dacă mai adaug și financiar, atunci lumea te-a părăsit. Iar al doilea lucru care face lucrurile greu de explicat e că e vorba de bani. Cea mai grea lecție din economie este ce sunt bani. Sigur că sunt niște definiții, dar definiția aia nu te ajută prea mult să înțelegi ce sunt bani. Eu, ca profesor, aveam la un curs pe care îl țineam mai de mult de investiții internaționale, aveam și seminarul și primul seminar era valoarea în timp a banii. Lumea, nu puțină lume înțelege că valoarea banilor se schimbă în timp. Și revenind acum la pensii, există sentimentul că dacă ai pensia privată sau ai contul ăla al tău, sunt banii tăi acolo și vei primi, mă rog, cu randamentul respectiv la pensie. Ori, indiferent care e operatorul care transferă partea din venit a oamenilor activi către pensii, deci nu are nicio importanță dacă e casa de pensii publică sau un operator privat sau oricine altcineva. Asociația face, Comitetul Olimpic Internațional face treaba asta. Nu are absolut importanță cine face transferul ăsta. Banii de pensii nu sunt legați de contul ăla ca referință, dar ei vin din contribuțiile la ora respectivă. Exact. Și aici e mitul pensiei private. Pentru că pensia privată nu rezolvă, se spune că pensia privată rezolvă, adică pilonul 2, rezolvă problema deteriorării demografice, a schimbării piramidei demografice. Nu vor mai fi suficient oameni ca să plătească pensionarii. Dacă nu sunt, adică dacă banii nu vor intra la operatorul care face transfer, nu va avea de unde să iei.
Ei, și aici e legat de faptul că lumea crede că va primi banii care sunt în contul ăla. Acolo în contul ăla e o cifră. Dar cifra aia nu înseamnă, nu se transformă în puterea de cumpărare a pensiei. E mai degrabă un fel de... Vedeți că de multe ori se aude. Bill Gates a crescut averea cu 20 de miliarde. Nu știu, Apple a scăzut, a crescut. Sunt zeci de miliarde care cresc. Sunt paper money. Banii ăștia există acolo pe niște conturi, dar în momentul în care încerci să-i transformi în bani reali cu care să cumperi produse la magazin sau te duci într-o excursie, banii aia s-ar putea să nu mai fie aia care sunt acolo. Ei, asta lumea înțelege foarte greu. Că banii care, cu care sunt plătiți pensiile, sunt banii cu care lumea activă contribuie în momentul în care sunt plătiți pensiile. Deci oricât ai adunat acolo, s-ar putea să ai o pensie mai mică dacă nu se face. Pentru că există o formulă de calcul care ia ce ai tu acolo în cont în raport cu... E o referință, de fapt. Ca să fiu mai clar, imaginați-vă că nu mai sunt bani. Și atunci activele pe care le ai în contul ăla, acolo sunt niște active până la urmă, niște investiții financiare. Trebuie să începi să vinzi din alea ca să poți plăti pensiile. Dacă vinzi alea, alea se te prăbesc. Alea se prăbușește. Orice economist onest, onest intelectual, cum spun eu, va spune că cu cât acumularea în pensiile private crește, cu atât randamentul lor scade. Deci cu cât se vor duce bani mai mulți la pilonul 2, cu atât randamentul pilonului 2 va fi mai mult. E o lege economică, nu a piețelor financiare. Aș mai avea o singură... Deci e un mare mit ăsta care circulă și e foarte greu de demontat. Pentru că sunt decenii de, cum să spun eu, de dezinformare până la urmă și de ignoranță, mai bine zis. Și ignoranța e legată că suntem, cum am spus la început, într-un domeniu greu de explicat publicului. Ce sunt banii și matematicile financiare, care nu sunt ușor de explicat. În încheiere aș mai avea o întrebare, așa foarte pe scurt. Dacă ați putea să ne rezumați ce ar trebui să fie sau ce înseamnă, nu știu, foarte teoretic, un sistem public de pensii, și în ce direcție mergem noi acum? Un sistem public de pensii depinde de gradul de nivelul de solidaritate în societate. Asta e clar. Adică noi decidem ca societate cât vrem din ceea ce obținem noi prin munca activă să oferim celor care nu mai pot de fapt să muncească. De aia sunt la pensie. Pentru a asigura această solidaritate, îți trebuie niște surse, adică cum iei banii pe care îi câștigi și îi muți spre cei care nu mai poate să câștige nimic. Și sigur că la noi acești bani sunt foarte puțini, indiferent de acel 9,4. Pentru că la noi, de fapt, fondul de pensii e în deficit și se dă de la fondul mare, adică de la bugetul mare, de la bugetul consolidat. Deci un foarte pe scurt, e o decizie care se poate face, de fapt, și cu un referendum. E o temă de referendum. Cât vor cetățenii României să dea pensionarilor din ceea ce obțin. Iar după aia e o chestie tehnică, adică cum culeg banii ăștia ca să produc ceea ce vreau. Iar, pe de altă parte, sigur, ce se întâmplă dacă se schimbă piramida demografică? Sigur că vor fi mai puțini lucrători și mai mulți pensionari. Și aici are o decizie. Ori scad pensiile, adică se decide că nivelul de solidaritate nu mai crește, fie crește nivelul de solidaritate și cresc contribuțiile sociale. Dar să nu uităm în toată povestea asta productivitatea. Sau productivitatea în mod general. Adică dacă producem mai mult, sigur că un lucrător va putea ține în brațe mai mulți pensionari. Asta e ideea.
Și eu nu văd niciun motiv. Planul ăsta PNRR-ul are o parte de reforme structurale care produc creșterea productivității. Sigur, mai rămâne cum să împart. Pentru că productivitatea înseamnă că se obțin bani mai mult, adică se obține o valoare mai mare, contează și cum să împart. Aici am puține îndoieli că împărțirea banilor care se vor obține în urma reformei PNRR se vor duce echitabil. Adică pilonii ăștia din PNRR care sunt legați de coeziune socială sunt mai discreți decât pilonii centrali. Pilonul central e reziliența. Aici e o altă discuție, altă temă. Reziliența înseamnă să treci prin furtună de unul singur. Deci scade nivelul de solidaritate la zero. Ești antrenat să treci acum în UK, toți se ascund în case, că s-a anunțat cea mai mare furtună din ultimele decenii. Deci trebuie să reziști singur. Dar dacă ești rezilient, ieși din casă și stai. Ești antrenat să reziști la cea mai puternică. Asta înseamnă reziliență. Deci reziliența înseamnă reducerea solidarității. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult. Plăcere. Numai bine și mult succes.